Pastilla da fisico. Elettrizzarea prin fregare. În urmă cu aproximativ 2600 de ani, filozoful grec Tales Nimilet a observat la o rășină numită Chihlimbar proprietatea corpurilor electrizate de a atrage corpuri ușoare. Atunci când Chihlimbarul era fregat cu o bucată de lână, acesta putea să atragă alte corpuri. Fenomenul prin care un corp se întarcă cu sarcini electrice se numește electrizare. Pentru a explica cum anume are loc electrizarea, ne amintim că toate corpurile sunt alcătuite din diferite substanțe, iar substanța este alcătuită din atom. Un atom este alcătuit dintr-o parte centrală, numită nucleu, în jurul căruia se deplasează electronii, formând un înveliș electronic. Nucleul este format din protoni și neutroni, iar învelișul electronic este format din electroni. Protonii sunt încărcați pozitiv, neutronii nu au sarcină electrică, electronii au sarcină electrică negativă. Atomul este neutru din punct de vedere electric deoarece numărul protonilor este egal cu cel al electronilor, iar protonul are o sarcină pozitivă, egală ca valoare cu cea a electronului, care este negativă. E este sarcina electrică elementară. Electrizarea corpurilor prin fregare are loc printr-un transfer de electroni de la un corp la altul. Corpul care primește electroni se va încărca negativ, deoarece va avea un surplus de electroni. Corpul care cedează electroni se va încărca pozitiv, deoarece va avea un deficit de electroni. Prin fregarea între două corpuri, acestea se întarcă cu sarcini electrice de semne opuse. Sarcinile electrice de același semn se resping, iar sarcinile electrice de semne diferite se atrag. Poți să pui în evidență electrizarea prin fregare a corpurilor folosind o riglă de plastic pe care o freci cu un fular de lână. După aceea vei observa că rigla poate atrage mici bucățele de hârtie, ceea ce înseamnă că este electrizată. Fenomenul prin care un corp se întarcă cu sarcini electrice se numește electrizare. Prin fregarea între două corpuri, acestea se întarcă cu sarcini electrice de semne opuse. Electrizarea corpurilor prin fregare are loc printr-un transfer de electroni de la un corp la altul. Corpul care primește electroni se va încărca negativ, deoarece va avea un surplus de electroni. Corpul care cedează electroni se va încărca pozitiv, deoarece va avea un deficit de electroni. Sarcinile electrice de același semn se resping, iar sarcinile electrice de semne diferite se atrag.